Salut, dragi prieteni, astăzi vreau să vorbesc despre leadership. De ce vreau să vorbesc despre leadership? Fiindcă zilele acestea nici nu prea puteam să vorbesc, puteam să ce clasă am. Am răcit foarte, foarte tare, dar făceam contract. Făceam contract cu oamenii în fiecare zi. De aceea am angajat încă câteva persoane și una din vânzătoare care aveau practică era plecată și era o doamnă care chiar era a doua zi. Avem o voce, acum e foarte bun, dar două zile în urmă abia puteam să vorbesc. Dar avem un client destul de scump și în așa fel eu eram nevoit să mă apropie de el, să văd cum e vânzătoare, să văd cum vorbește ea. Și am intervenit, am discutat și am făcut contractul. Vreau să vorbesc despre leadership și ce anume, după ce oameni angajați merg. Și vreau să vă explic, dacă tu ca antreprenor o să te plângi, tu ca antreprenor nu o să dai nădejde, tu ca antreprenor, când un pic o să fie rău, o să cedezi, așa o să fii și angajați de. Deci vreau să vă dau 10 puncte, 10 termeni a unui lider. Deci, după aceea doamna s-a apropiat de mine, doamna vânzătoare care era prima zi și se uite, era șocată. Cum eu pot în așa stare să fac contract, știi? Mai pentru mine e ok, pentru mine boala nu e limită. Deci, uitați-vă, primul lucru care vreau să vă spun este ca angajații voștri, primul și în primul rând, trebuie să lăsați să câștigi în afacerea voastră. Trebuie să lăsați să câștigi. Dacă voi vreți să dezvoltați afacerea voastră, atunci dați-le un salariu stabil sau dați-le procent, dar lăsați-le să câștigi. Sunt foarte mulți oameni care stopează afacerea, se plafonează din cauza că, de un lucru foarte simplu, că nu lasă angajat să-ți câștige. Omul când simt că el nu mai câștigă, el o să plece de tine. Sau pur și simplu nu o să facă lucru calitativ. Dă-i permanent pământ ca el să câștige. În așa fel, tu este multipli și ai să faci mai mult și mai mulți bani. A doilea lucru. Împarte banii cu oamenii din afaceri. Ei trebuie să înțeleagă, ei trebuie să simtă că cei ce facem toți împreună, la toți se împart. Da? Deci nu câștigă doar antreprenor. Nu câștigă doar antreprenor. Treilea lucru. Lasă să fii condus de un expert. Deci, ce înseamnă un expert? Când angajezi o persoană și tu ești un lider, trebuie să accepți că sunt oameni mai buni într-o anumită sferă. Fiindcă dacă eu am luat un marketolog și el e mai bun ca mine, nici eu mă las ca el să mă conduc pe mine în sfera aceea. Dacă am luat un vânzător și el e mai bun ca mine, atunci eu doar îl direcționez și îl las ca el să mă conduc încolo. Deci luați oameni mai buni ca voi, în așa fel ca ei să vă conducă. Să vă conduc anume partea și nișa aceea care voi o, nu nișa, dar partea afacerii care voi o aveți. Următorul lucru, 5. Raportează-te ca om la om. Nu te poziționa mai sus. Oamenii, când văd că tu te poziționezi mai sus cu un cap, când văd că tu ești șeful sau tu cumva presezi pe ei, mulți pleacă. De aceea raportează foarte ușor ca de la om la om. Ei să nu se simtă șefii. Să nu se simtă șefii. Trebuie să se simtă ca oameni în așa fel ca tu să înțelegi că el este o parte din sistemul tău. El este o parte din afacerea ta. El îți aduce valoare.
oamenii foarte foarte bine cunosc chestia asta și foarte repede înțeleg când cineva se simte șef de cineva e mătrător. Nu faceți chestia asta în afaceri. Oamenii trebuie să simte la egal. Atunci tu faci prieteni și afacerea ta gestionează foarte, foarte repede. Ei poate să-ți dai o mână de ajutor atunci când tu nu te aștepți. Autosabotajul. Ce înseamnă autosabotajul? Stai, punctul numărul 7. Autosabotajul. Asta e așa o chestie foarte interesantă. Când tu presiezi omul sau ceri într-un permanent și el nu mai are energie ca să-ți dea înapoi rezultate. De aceea, lăsați oamenii să învețe, lăsați oamenii buni să lucreze, corectați-i, dar nu-i presați ca mai apoi ei să nu să nu aibă energie ca să meargă. De aceea, eu am văzut așa, te dau două exemple de autosabotaj. De exemplu, delega ceva, da? După aceea vii la el și începi, de ce n-ai făcut, de ce așa? Și omul ce a legat, toată energia lui se închide, da? El nu încearcă iar din nou. Și lăsați încă ceva oameni să greșească. Când nu lăși omul să greșească, atunci el se teme să fac ceva. El se teme să ducă o inovație sau ceva nou la tine în companie. Pentru că știi că o să fie lovit. Următorul lucru pentru un lider. Păstrează-ți energia ta. Nu te consuma pentru toate. Nu te consuma. Eu m-am prins de multe ori la ideea ce că dacă eu sunt într-o companie anumită, că eu gestionez mai multe, atunci eu sunt necesar acolo. Dacă eu nu sunt acolo, se rezolvă și fără mine. Deci ea face sisteme și proceduri corecte ca să meargă fără voi. Dacă îmi cazi ceva, să telefonez. Încă un lucru foarte important pentru un lider este feedback-ul. Deci feedback-ul este foarte, foarte, foarte important. Dacă tu vrei să crești compania ta la dimensiuni mari, atunci trebuie să ai feedback anonim. Ce înseamnă feedback anonim? Deci faci o cutie, îți scrie feedback anonim și las clienții tăi să-ți spui feedback anonim și angajați tăi să-ți spui feedback anonim. În așa fel, tu o să vezi ce gândesc oamenii despre tine și despre compania ta. În așa fel, tu vezi greșeli. Tu poți să vezi într-o săptămână câte greșeli cât în 10 ani nu le-ai văzut. Deci e foarte important să luați o cutie, spuneți feedback anonim. Și este important ca să faceți asta în fiecare lună. Dar chiar puteți să faceți în fiecare săptămână, mai ales dacă vă lansați nou. Dacă v-ați lansat nou, atunci într-o nișă nouă, atunci este foarte important ca să scoateți toate greșelile. Știu că e greu, dar din cauza că noi nu vedem greșelile dintr-o parte, noi putem să calcăm pe aceeași greblă de multe ori. Lovitură după lovitură. Și asta te costă bani permanent. Bani. Și cu cât mai mare afacerea, cu atât mai mulți bani te costă. Cu cât mai mică afacere, cu atât mai puțin bani te costă, dar nu te dezvolți. Deci e foarte, foarte important ca să ceriți feedback. După orice, dacă omul e deschis să-ți dai un feedback în timp de minute sau două, super. În feedback, scrieți întrebările care voi vă ca să vedeți anume în afacerea voastră. Deci, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, sunt două întrebări. Da? Ce putem să îmbunătățim? Asta e trei întrebări. Și puteți să mai adăugați câteva întrebări. Până la 5-6 întrebări. Nu tare mult, fiindcă oamenii nu stai mult să scrie. Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce putem să îmbunătățim.
Dacă cu angajații tu începi să faci întruniri, atunci poți să spui la angajați, poți să schimbăm asta, putem să schimbăm asta, dar asta nu putem să o schimbăm din cauza că 1, 2, 3, 4, 5. Da? Explici din ce cauză nu poți să schimbi lucrurile. De aceea, feedback-ul este foarte important, deci implementați-l la voi în companie. Următorul punct este punctul numărul 10, autoamăgire. Autoamăgire, ce înseamnă autoamăgire? Dacă problema este angajatul, înseamnă problema, dar e angajatul, nu e mea. El și-a făcut probleme și treaba lui. Tu ești o parte care poți să rezolvi. Dacă tu poți să rezolvi pentru angajatul tău ceva, atunci rezolvă. E foarte important asta, fiindcă el o să fie loial pe mult timp. Încă un lucru foarte important. Ce ține de feedback-ul anonim este că tu să schimbi, să faci schimbări. Din ce cauză trebuie să faci schimbări? Fiindcă dacă nu o să faci schimbări, tu rămâi pe același loc, pe aceeași treaptă și acești bani îi ai. Deci vă doresc ca leadership-ul vostru de la voi din companie să fie diferit de cel care este la noi în Republica Moldova sau în România. Fiindcă, în primul rând, oamenii vor să aibă directori buni, oamenii vor să aibă prieteni buni și oamenii vor să aibă să lucreze într-o atmosferă bună. Și este foarte important ca voi să faceți companiile astea, în așa fel ca primind un feedback, să înțelegi că da, eu pot schimba ceva. Primind un feedback rău, să înțelegi că da, eu sunt așa. Și nu luați la personal. Să nu vă supărați dacă primiți feedback-uri rele. Asta e ceva normal. Când tu privești feedback-uri rele, asta e ceva normal. Dacă pot schimba, schimbă. Dacă nu pot schimba, atunci pune-l undeva și o să fie timp când îți pot schimba. Deci, în așa fel, când îți fii un lider bun, în așa fel, oamenii sunt ceapă să se apropie din toate părțile să vii la tine. Să vii, să recomand. Deci nu te aștepți când o să vii oameni de alt nivel, pur și simplu la tine. Specialiști foarte buni la tine, din cauza că tu ești un lider bun. Vă doriți cu o zi frumoasă și fiți lideri, nu fiți directori. Nu fiți oameni care erau cu 20 de ani în urmă, care erau învechiți, oameni învechiți, eu le spun oameni vechi, oameni care dictează. Acum nu sunt timpurile cele, gata, timpurile cele au plecat. Acum oamenii au nevoie de lideri. Și de aceea fiți lideri buni. Voi a fost în Mulțumesc, Gore. Până revedere!